după terminarea facultății și implicit terminarea masterului în geomorfologie, am avut șansa să particip la un interviu la o firmă de cadastru și acolo am obținut un post în domeniu. Eu mă uit la partea asta frumoasă și mă bucur dacă pot să merg pe teren și să văd un peisaj frumos și să mai vorbesc cu oameni, că îmi place de mor. Mă bucur, adică iau partea frumoasă din el, nu partea care e mai scăietoare, cu birou, cu stat, cu... Asta e cealaltă parte pe care trebuie să o facem. În ceea ce privește pasiunea cu muzica, ar trebui să o iau de la începutul, de când îmi aduc eu aminte. Și acolo o găsesc pe mamaia, care ne cânta cântece de biserică, pe care eu le învățam, pe care le cântam la școală, după care în clasa a patra ajung să studiez naiul. Vocal nu am cântat, pentru că niciodată nu mi se părea că sunt suficient de bine. Și mereu cântam la nai, știam să stau lângă microfon, cu naiul în mână și lucrurile mergeau strună. Dansam pe scenă, dar niciodată nu cântam vocal. După care mi-am luat ușor curaj, hai mă să cânt, și în sat am cântat cu niște lăutari și așa ușurel am ajuns să cânt și vocal. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Niculina, te rog! Cred că ai ceva probleme micuțe de intonație, dar mi-a plăcut. Ai și tu aparat dentar? Da, e o problemă. Da, a fost bine. Cornelia, te rog! Da, frumos, mi-a plăcut și mie. Mie îmi place Denisa pentru că e caldă, e deschisă, emană ceva frumos așa, dar eu vreau să văd și la proba a doua cum te prezinți. Bun, Eliza Stan? Mie mi-a plăcut stilul în care ai interpretat. Și ți-ai ales un cântec bun. Bun, Grigore Leșe, vă rog. A cântat foarte frumos. A creat emoție. Este foarte bună. Are forță, simt eu de aici. Îi stăpână pe glas. Dincolo, că mai are o ezitare, o nu știu ce. Are câți ani să mă uit aici? 25. Dar mulțumesc. A performat. Că a fost bine. Felicitări! Mulțumim! Bogdan, te rog! Ce mi-aș dori eu? Crucea Oltului. Povești, legende, basme. Asta nu-i departe. Ce ai cântat aici a fost foarte bine, așa cum am spus și
colegii mei, foarte bine a fost. Eu am găsit un cântec epic care seamănă cu ăsta al tău, Taman la vas lui. Pe ce-s deal, pe ce-s colnic, trece o mândră și un voinic, voinișelul fluierând mândra în urma lui mergând și zice, te-ar lua, neica, te-ar lua, dar mi-e murgul plin de zile și în picioare cam subțire, de-abia mă ține pe mine mândruliță, vai de tine. Nu erau foarte gentlemen, a lăsat muierea în picioare și el a mers cu calul, că era mai simplu așa. Poate să mai întâmplă și în ziua de azi, eu sper că nu. Deci are o rădăcină de cântec epic, dar eu când aud Olt, eu asta mi-aș dori. Să găsesc un pic de fantastic, care e super reprezentat în Olt. Felicitările mele! Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase! Mulțumim și noi pentru ceea ce ne-ai oferit la această probă. Succes la probă! Mulțumesc! 2.